Muzeul Județean este cea mai importantă instituție de cultură a Gorjului, unde oamenii pot admira fragmente din trecut. Cu toate astea, puțini sunt cei care trec pragul muzeului, deși prețul unui bilet pentru adulți este sub 2,5 lei. Directorul Dumitru Hortopan susține că în aceste condiții cheltuielile trebuie acoperite cu bani de la Consiliul Județean, care finanțează instituția aproape în totalitate. Anul trecut am avut 15 miliarde 500 de milioane, care a fost suficient, deși inițial eram speriat, dar totuși una peste alta a fost un an extraordinar și mai ales din punct de vedere al proiectelor și programelor culturale pe care le-a derulat muzeul nostru, din punct de vedere al venitului ni le-am îndeplinit și asta datorită taxelor de vizitare, închirierilor de săli, produselor de marketing cultural și activităților de consignație pe care le-a desfășurat muzeul nostru pe parcursul întregului an. Câți bani au stat în aceste acțiuni? 1.200.000. Costurile cu utilitățile muzeului, dar și cu achiziția de bunuri sau servicii s-au ridicat anul trecut la 4,4 miliarde de lei vechi. Asta înseamnă că restul de 11 miliarde din bugetul instituției de cultură au reprezentat salariile celor 55 de angajați. Hortopan își pune din nou speranțele în consilierii județeni pentru 2011. El vrea ca vizitatorii să scoată mai mulți bani din buzunare pentru a vizita instituția. Dorim să, cu ajutorul consilierul din Consiliul Județean, să ne fie majorate taxele. Nu este vorba de o majorare extraordinară. De la 1,20 la 1,5 lei și de la 2,40 la 3 lei, chiar vizitatorii criticându-ne că sunt prețuri umilitoare de mici. Și oricum, oferta culturală a muzeului este de puțină vreme la nivel de excelență. Cel mai mare buget al Muzeului Județean a fost în 2009, când instituția a avut la dispoziție 18 miliarde de lei vechi. Media anuală a vizitatorilor este de 50.000 de persoane.